Oameni care mișcă România. Cu Ruxandra Săraru. La Radio România Actualități. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o ediție specială a emisiunii Oameni care mișcă România. Spun specială pentru că în studioul Radio România Actualități se află un om special, un diplomat special, un diplomat de carieră, un diplomat care a dus meseria de diplomat la gradul excelenței. Este vorba despre domnul Ion Jinga, reprezentantul României la Națiunile Unite, ambasador extraordinar și plenipotențial, un om care a făcut să răsune cu mândrie numele românesc, atât la Bruxelles cât și la Londra, acolo unde eu am fost și am fost impresionată până la lacrimi să aud că românul Ion Jinga, diplomatul Ion Jinga, a fost ales diplomatul anului. Bună seara, domnule Jinga, și bine ați revenit la Radio România Actualități, într-un an în care diplomația românească la ONU are un challenge important. Sărăduna, bună seara. În primul rând, cred că sunteți prea amabilă cu mine. Nu, sunt olteancă. Eu sunt de la Mușcel, de la Câmpul Lung. Eu cred doar că fac parte dintr-o generație, o generație care și-a adus contribuția ei la plasarea României pe orbita integrării europene și euroatlantice. Repet, este vorba de o generație și nu este singura care a contribuit la aceste procese. Faceți parte dintr-o generație care a strălucit pe meridianele diplomației. V-ați făcut datoria de român, de patriot, de diplomat și v-aș întreba care au fost provocările care vi le-a adus Bruxelles-ul. Bruxelles-ul era un loc pe care îl cunoșteam foarte bine atunci când am fost numit ambasador, deoarece făcusem studii de masterat în integrare europeană în Belgia, fusesem timp de 6 ani diplomat la misiunea României pe lângă Uniunea Europeană, o perioadă de aproape 3 ani am fost adjunct al șefului de misiune, deci prim colaborator sau adjunct al ambasadorului, spuneți cum doriți. Când am plecat acolo ca ambasador, deci știam orașul, știam lumea, știam mentalitatea, știam, îndrăznesc eu să spun, foarte bine problematica integrării europene, dar era și o perspectivă complet nouă, pentru că o vedeam acum cu ochii ambasadorului, din poziția omului care are o altă responsabilitate și care, prin ceea ce face, angajează România și își angajează echipa pe care o conduce. Provocarea Bruxelles-ului a fost, deci, nu legată de noutatea domeniului, cât de responsabilitatea momentului. Am ajuns ambasador la Bruxelles în primăvara anului 2003, într-o perioadă în care se apropiau negocierile de aderare la Uniunea Europeană, fusesem parte a echipei de negociere, iar Belgia, prin localizarea ei geografică, are o strategie sau o poziție strategică aparte. Sediul Uniunii Europene, sediul NATO, se află la Bruxelles, astfel încât belgenii sunt cam peste tot și știu cam tot ce se întâmplă acolo. Drept care, din postura mea de ambasador în Belgia, încercam să valorific sistemul relațional și cunoștințele pe care le aveam acolo pentru a obține o cât mai bună plasare a României în procesul de negociere și, atunci când era posibil, să anticipăm un pic pozițiile Uniunii Europene, folosind expertiza unor prieteni belgieni care ne mai semnalau când și când: atenție, este un punct sensibil aici, s-ar putea să se întâmple așa, închideți breșa dincoace. Miza mare a fost procesul de aderare. După finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în decembrie 2004, a urmat o perioadă și după ce s-a semnat tratatul de aderare. Știți că noi am fost admiși în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Toată această perioadă din 2004 până în 2007 a fost o etapă în care s-a făcut reglajul fin la o serie de procese, aspecte post-negociere, abordarea legislativă, care necesita iarăși acces la o informație corectă, necesita expertiză și necesita prieteni care să-ți dea o mână de ajutor atunci când aveai nevoie. Deci, pentru mine aceasta a fost provocarea și mi-a făcut plăcere să mi-o asum. Am făcut-o poate și cu profesionalism.
nu vă alegeau ambasadorul anului dacă nu erați cu profesionalism. Nu urma un post la fel de important, dacă nu și mai important, la Londra, dacă nu era cu profesionalism. Cu certitudine, din punctul meu de vedere, a fost o perioadă de dăruire totală, ca și perioadele care au fost înainte și care au urmat în serviciul României, și întotdeauna cu credința că ceea ce fac trebuie dus dincolo de limitele efortului obișnuit, pentru că o faci pentru țara ta și pentru că diplomații sunt oameni într-un avampost, pe un front nevăzut, un front al păcii, un front al negocierilor, un front unde se apără și se promovează interesele țării tale fără să folosești arme și fără să curgă sânge. Ați ajuns pe frontul Londrei, acest al front al păcii, al negocierilor, al eleganței, dar al punerii lucrurilor la punct, la Londra. La Londra, unde eu vă spun, am fost alături de dumneavoastră într-un moment foarte important, când ați fost ales ambasadorul anului. Iată un lucru extraordinar pentru România, un lucru greu, pentru că în perioada aceea erau foarte multe probleme cu România aflați la Londra și țin minte câte bătăi de cap ați avut cu multe situații ale conaționalilor noștri, și totuși eforturile dumneavoastră au fost privite de către autoritățile și de către colegii dumneavoastră din diplomația londoneză extraordinar de bine. Care au fost provocările de la Londra? La Londra, apropo de diplomatul anului, am fost ales de două ori ambasadorul anului, cred că în 2012 și în 2015. Asta probabil pentru că au uitat că mă mai aleseseră odată și au greșit. Aveți umor! Provocarea la Londra, iarăși, venea dintr-o perspectivă diferită de Bruxelles, pentru că atunci când eram la Bruxelles, formația mea în Ministerul de Externe, fiind de la început zona de integrare europeană, am petrecut în total, cred că aproape 12 ani în Belgia. Avem impresia că lumea se învârte în jurul Bruxellesului. În momentul în care am trecut canalul Mânecii la Londra, încet, încet am descoperit că lumea este puțin mai mare decât ceea ce vedeam eu de la Bruxelles. Marea Britanie este țara care a avut cel mai mare imperiu din lume. Se spunea că pe teritoriul Imperiului Britanic soarele nu apune niciodată. Bine, Imperiul poate nu mai e de actualitate, toți suntem la Radio România Actualități, dar mentalitatea este încă acolo și face parte din ADN-ul britanic. Când eram încă la Bruxelles, dar știam că o să plec la Londra, începusem să fac o autopregătire dincolo de citit hârtiile oficiale și fișele redactate la nivelul ministerului, și aveam prieteni britanici care stăteau în Londra și care încercau să-mi dea o mână de ajutor. Mi-aduc aminte că cineva mi-a dat o carte care se numea Snobs. Snobi. Și după ce am citit cartea respectivă, am fost un pic speriat, după care prietenul meu m-a liniștit și a spus: nu suntem chiar așa. Dar am vrut să înțelegi că există o parte din tradiția noastră. Sigur, acțiunea cărții se petrecea prin secolul XIX. Un alt prieten mi-a dat un film care se numește Bătălia Angliei. Este vorba de rezistența britanică-engleză în fața asaltului aviației germane în cel de-al doilea război mondial. O perioadă, au fost câteva luni, în care au fost singuri. Britanicii s-au apărat singuri. A existat și un pic de sprijin din afară, voluntari, piloți francezi, piloții polonezi, și filmul respectiv e un film, o narațiune de război. Însă prietenul meu mi-a spus următorul lucru: uite-te la acest film și ai să înțelegi de ce noi, britanicii, suntem așa cum suntem. Am văzut filmul acela de vreo 10 ori. E adevărat că îmi și plac filmele legate de istoria celui de-al doilea război mondial. Și am înțeles că o țară care a dat Magna Carta Libertatum, o țară care are 800 de ani de democrație, nu neapărat democrație în sens modern, o țară unde libertatea de expresie și de exprimare este fundamentală, o astfel de țară are ceva absolut special. Nu mai vorbim de istoria fabuloasă a Marii Britanii, perioada de confruntări cu marile puteri din Europa, în epoca medievală și mai târziu. E bine, treceam la o altă etapă a, dacă vreți, a dezvoltării mele profesionale și o altă etapă de înțelegere a politicii externe. Pentru că îmi place să cred
că am reușit să înțeleg care sunt mizele Marii Britanii, care este eșafodajul gândirii politice externe britanice. De altfel, cred că l-am putea sintetiza simplificând foarte mult și cu speranța că nu o să fiu judecat prea aspru. A fost Lordul Palmerston undeva pe la 1850, perioada victoriană, care a spus, el a fost de două ori prim-ministru, a fost însă și ministru de externe. Și când a fost ministru de externe, a definit obiectivele politicii externe britanice, spunând următorul lucru. Noi nu avem prieteni eterni și nici dușmani veșnici. Eterne și veșnice sunt interesele țării noastre, iar datoria noastră este să le promovăm. Greu să mai adaugi ceva, pentru că denotă mult mai mult decât pragmatism. Denotă un patriotism până în ultima fibră. Interesele țării tale. Marea Britanie a fost o etapă în care poate principala provocare a fost legată, așa cum spuneați foarte bine dumneavoastră, de situația comunității românești sau comunităților românești, într-un moment în care urmau să se ridice restricțiile de pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari la momentul respectiv, într-o perioadă în care presa tabloidă britanică era feroce la adresa românilor, se exagera mult, nu întotdeauna limbajul era politicos și în care am simțit că este de datoria mea, dincolo de statutul de ambasador, să-mi apăr conaționalii, să le apăr imaginea și în acest fel să îmi apăr țara. Dar poate mai mult decât atât, pentru că atunci când ești acreditat într-o țară, pe bilateral, principalii tăi interlocutori sunt autoritățile țării gazdă la nivel central, local. Misiunea ta acolo este să construiești punți cu țara unde ești acreditat, să faci relații și prieteni care, la rândul lor, să se constituie în elemente de sprijin pentru interesele țării tale, servind în acest fel interesele țării lor, pentru că într-o astfel de relație câștigul trebuie să fie de ambele părți. Vedeți, în Marea Britanie există și un cod al limbajului. Britanicii foarte rar refuză în mod direct și există acea politețe care unor poate să înșele. Am avut la un moment dat, așa ușor amuzat, o situație în care discutam cu cineva care se afla în vizită acolo. I-am spus că e o anumită politică regat de un anumit dosar. Poate m-a crezut, poate nu, dar a vrut să testeze dacă așa stau lucrurile. A primit un anumit răspuns și după discuția la care am fost împreună, mi-a spus bucuros, ai văzut că am avut dreptate. Și am spus, pare rău, de fapt ce ți-a spus? Ți-a spus că nu se poate. Că nu se poate. Dar ți-a spus într-un mod elegant. Cu alte cuvinte decât ceea ce folosim noi în limba română. Recunosc că am fost mai mult decât onorat în momentul în care am primit titlul de om liber al Londrei. Freeman of the City of London. Este un fel de cetățean de onoare. Este un titlu care datează de pe la 1200 și ceva, tot ca amuzament. Din acea perioadă medievală se păstrează o tradiție până astăzi. Dacă ești Freeman of the City of London, ai dreptul o dată pe an acum să treci podul Londrei cu mărfuri în târg în Londra, cu oi esențialmente. Da. E o întreagă ceremonie și o altă parte la fel de simpatică este că poliția britanică nu arestează un freeman dacă e în stare de ebrietate, îl urcă într-un taxi și îl trimite acasă. Nu e cazul. Nu e cazul în niciun fel și nici nu va fi vreodată. Și dacă ești Freeman of the City of London și ești condamnat la moarte, ai dreptul la ștreang de mătase. Deci noblesse oblige. Oameni care mișcă România. Cu Ruxandra Săraru. La Radio România Actualități. Să ajungem la New York. Să ajungem la cea mai importantă organizație internațională, să ajungem la cel mai important post pe care un diplomat român pe organizații internaționale îl poate visa, reprezentantul permanent al României la Organizația Națiunilor Unite. Iată-l pe diplomatul Ion Jinga ocupând acest post. Iată-l după câțiva ani prezidând numai puțin de 8 formate, greșesc? Nu greșiți.
cred că este un record chiar pentru diplomații din toată lumea. Vedeți, în medie, un ambasador activ acolo poate să prezideze într-un mandat de 4 ani, haideți să spunem 1, 2, maxim 3 formate. Dar aminte 8. Știți ce se întâmplă? Primul meu ambasador, când am plecat la post la Bruxelles, la Uniunea Europeană, domnul ambasador Constantin Nene, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus la un moment dat, îmi tot dădea să fac lucruri care nu intrau în fișa postului meu. Și am spus, domnule ambasador, dar iarăși mie am asta. Dânsul mi-a spus, dragă, știi, întotdeauna încarci calul care poate să tragă. Poate nu sună foarte frumos expresia, dar ideea că îți asumi atât cât crezi că poți să duci. Toate aceste poziții sunt poziții care necesită multă muncă, mult efort intelectual și fizic. Imaginați-vă că prezidezi sesiuni de negociere de câte 3 ore, de la 10 la 1, e o pauză de la 1 la 3 în care faci consultări informale cu cei care nu se înțeleg în formatul oficial și de la 3 la 6 o iei de la capăt și... O chestiune foarte importantă. Da, și trebuie să stai tot timpul încordat pentru că ceea ce spui tu este văzut de 100 sau 200 de oameni în sală. Fiecare cuvânt pe care îl spui poate fi interpretat ca favorizând o parte sau alta. Acestea au fost propuneri, oferte care mi-au fost făcute și la care puteam spune da sau ba. Am ales să spun da, gândindu-mă întotdeauna că în acest fel îmi servesc țara. Este o satisfacție unică atunci când ai sentimentul că prin ceea ce faci, România este mai vizibilă, mai respectată, mai mult la masa celor care decid. Îmi aduc aminte când am ajuns la New York în august 2015, moșteneam, pentru că decizia se luase înainte, președinția unei comisii, Comisia pentru Dezvoltare Socială, despre care știam foarte puțin. Ești în situația de a sta la un prezidiu cu secretariatul ONU în stânga ta, cu un asistent al secretarului general sau cu un undersecretary general în dreapta ta, cu vicepreședinți care reprezintă fiecare câte un grup regional, sunt 5 grupuri regionale la ONU, deci grupuri de state, și tu ești președinte, eu eram președinte din partea grupului est-european, erau la aceeași masă în prezidiu vicepreședinți reprezentând Europa Occidentală, Asia Pacific, America, Africa. Și s-a întâmplat atunci să fie și o situație destul de contundentă. Erau două grupuri regionale, nu e un secret, au trecut ani de atunci, oricum nu o să dau nume de țări, ci doar numele grupurilor regionale. Erau exponenți din Africa și din America Latină, care aveau poziții aproape radical diferite pe un anumit dosar. Nu înțelegeam atunci de ce se întâmplă acest lucru, pentru că mi se părea că importanța nu e atât de mare încât să generezi o stare de blocaj în activitatea comisiei. Am avut noroc să găsesc un ambasador mai vechi și care a vrut să-mi spună despre ce e vorba și mi-a zis, sunt lucruri care n-au legătură cu comisia actuală, pur și simplu ei își plătesc niște cărți mai vechi. Și m-a ajutat foarte mult această informație, pentru că am conceput o soluție de compromis. Regulamentul îți permite ca președinte, dacă vezi că nu obții consens, să vii tu cu o soluție de compromis și o supui aprobării plenului. Sigur că plenul poate să o respingă sau să o accepte. Dacă o respinge, imaginea ta ca președinte iese ușor șifonată. Deci era un risc pe care mi-l asumam, dar înainte de a o prezenta în plen separat, am făcut o pauză de 15 minute, am chemat de o parte pe reprezentanții țărilor care erau vocale în dosarul respectiv și le-am spus, asta e soluția de compromis, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, dar cred că e important să închidem dosarul. Eu o să o prezint ca soluție de compromis. În cazul în care unul dintre dumneavoastră nu o acceptă, o să anunț public care este țara care s-a opus și vă asumați în fața plenului Națiunilor Unite că această rezoluție nu s-a adoptat pentru că dumneavoastră v-ați opus. A fost o perioadă de tăcere, s-a terminat pauza de consultări, am reînceput ședința, am anunțat soluția de compromis,
și au luat cuvântul părțile implicate, care s-au acuzat vehement că cealaltă parte e cea care blochează, dar în final, după această pregătire de artilerie, au spus, de dragul compromisului și pentru că apreciază soluția propusă de președinte, suntem de acord să cedăm noi și acceptăm soluția de compromis. Iată, după acum 8 formate în portofoliu, cum se zice. Au fost provocări mult mai mari decât acea comisie de început pe care am prezidat-o un an. Am avut după aceea șansa că, vedeți, astfel de poziții nu le poți cere. Ți se oferă unele, sunt în in personam, deci în nume propriu. Nu sunt nici pe grup regional, nici pe țară. De exemplu, a fost in personam poziția de președinte al procesului de negociere privind reforma Consiliului de Securitate. Era prima dată când un diplomat este european primea o astfel de însărcinare. Am descoperit foarte multe lucruri atunci, iarăși te ajută să înțelegi pozițiile țărilor, mizele, pentru ce se confruntă, ce interese sunt în spatele cuvintelor frumoase, chestiuni de echilibru regional, de geopolitică, jocul marilor actori, locul și rolul statelor mici al grupurilor de state în tot acest puzzle. Mi-a prins foarte bine acea perioadă. La sfârșitul acestui proces de negociere, atunci am primit acea diplomă pentru contribuție remarcabilă la succesul sesiunii și probabil că am și încărunțit puțin mai mult. Mai mult. După care a urmat Comisia pentru Consolidarea Păcii, ca și reforma Consiliului de Securitate și președinția Comisiei pentru Consolidarea Păcii a fost o premieră și pentru Europa de Est și pentru România. Am ezitat destul de mult dacă să accept sau nu, pentru că nu era un dosar unde să fie avut noi un track record, o bază de plecare. Și atunci au fost insistențe din 3 țări de pe 3 continente. Acceptă, îți promitem că o să fim constructivi, pentru că e bine să preiei tu chestia asta. Era un joc tot așa de poziționare între diferite grupuri și la momentul respectiv ceilalți ambasadori au considerat că formula optimă, statutul de honest broker, contează foarte mult. Ceea ce se câștigă este imagine pentru țara ta, percepția că știi să joci în arena internațională. Anul acesta am 3 președinții și o vicepreședinție. Prezidez în continuare Comisia pentru Dezarmare și Securitate Internațională. Pentru al doilea an consecutiv, grupul ambasadorilor francofoni, mandatul de obicei este un an, s-a făcut o extensie pentru încă un an. Am postul de vicepreședinte anul acesta la Comisia pentru Consolidarea Păcii și tot în premieră prezidez comitetul care alege câștigătorii premiului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație. Oameni care mișcă România. Cu Ruxandra Săraru. La Radio România Actualități. Domnule ambasador, aș sta cu dumneavoastră enorm de mult. Avem atât de mult de învățat de la dumneavoastră și mai tinerii diplomați și mai tinerii noștri ascultători. Sunteți un model pentru ei de dăruire, de patriotism, de responsabilitate. Aș avea o ultimă întrebare. Viața personală mai există? Wow! Mai întâi, ce e cu modelul? Nu știu dacă sunt model. Sunteți. Și nici nu mi-am propus să fiu model. Eu cred că mă comport natural și normal, așa cum ar trebui sau cum trebuie să se comporte un diplomat român și cum sunt convins că o fac foarte mulți diplomați români. Viața personală? Am viață personală și este componenta esențială a vieții mele. Faptul că nu-i acord atât de mult timp cât mi-aș dori și cât și-ar dori familia mea, nu înseamnă că intensitatea cu care mă raportez la familie nu egalează cel puțin întregul efort energetic personal în serviciul țării mele. Soția mea... Un eminent profesor de istorie. Soția mea este probabil modelul familiei, nu eu. Pentru că ea a știut și să țină familia întotdeauna în parametrii funcționali la superlativ. A știut întotdeauna să fie alături de mine așa cum și eu sunt întotdeauna alături de ea, dar trebuie să recunosc că ea a făcut mai mult pentru mine decât am putut face eu pentru ea. Este omul lângă care trăiesc de 30 ceva de ani, fiica noastră are 31 de ani, noi suntem împreună de vreo 33 de ani. Sărut mâna. Și este omul pentru care am cel mai mare respect, o dragoste profundă și speranța că vom fi tot timpul împreună. Dar este o familie frumoasă.
pe care mulți și-ar dori-o și eu vă mulțumesc pentru clipele astea care mi le-ați oferit și pentru prietenia pe care mi-o oferit și pentru clipele frumoase pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri. Domnule ambasador, tot respectul și toată dragostea mea. Seara dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, noapte bună tuturor celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea. A fost domnul ambasador Ion Jinga, un om care se încăpățânează să creadă că România trebuie, poate și merită să meargă mai departe.